Bună seara și bun găsit la Deschid de Lume, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Petrică Hahui, director general în Poliția Locală Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Domnule director general, zilele trecute ați lansat un buletin de presă care vorbește despre activitatea instituției pe care o coordonați dumneavoastră, activitatea din primul trimestru al anului 2019. Și o să încep prin a vă întreba cum a început pentru dumneavoastră anul 2019. Nu e o noutate. Conform legii de funcționare a Poliției Locale, lunar, trimestrial, semestrial și anual ne prezentăm aceste realizări, această analiză, acest bilanț al activităților și rezultatelor obținute și ca atare le facem și publice. Trimestrul 1 a fost ghidat de niște repere foarte importante la Poliția Locală Galați, priorități care au fost prevăzute și aprobate de primarul municipiului Galați, Ionuț Puteanu. Acest program de măsuri pentru anul 2019 care reflectă în general toată activitatea Poliției Locale și toate palierele pe care legea ni le conferă. A debutat anul, așa cum știți, cu acel plan de măsuri hibernal, tot ce a însemnat pe timp de iarnă legat de înzăpezire, de persoane fără adăpost, internarea acestora și siguranța lor. Și, bineînțeles, a continuat cu activitățile care au debutat în luna trecută, tot ce înseamnă salubrizarea și curățenia orașului. Ne pregătim de alte programe de măsuri pe care vi le expun mai târziu. Am văzut 7100 de sancțiuni contravenționale în primul trimestru al anului 2019. 7100 de sancțiuni. Multe. Aproximativ 2,2 milioane de lei. Acești bani rămân în contul Poliției Locale. Ce se întâmplă cu ei? Aparent, această cifră pare mare. Ea este o cifră normală, spun eu. Într-un context care îl cunoaștem al municipiului Galați, unde nu putem să ne lăudăm cu ordine extraordinară, după cum vedeți, aceste sancțiuni dau și măsura a ceea ce se întâmplă pe raza municipiului Galați. Cifra de peste 7100 de sancțiuni contravenționale este mai mare ca în trimestrul 1 anul trecut, cu peste 10-11%. N-ar trebui să ne lăudăm cu această creștere pentru că, comunitatea gălățeană ne va înțelege greșit, dar fără a aplica aceste sancțiuni contravenționale, am stabilit că nu prea se face ordine. În acest context, așa cum spuneați, corespondentul acestor sancțiuni este această sumă de 2.200.000 de lei amenzi. Această sumă din amenzi nu ajunge la Poliția Locală, ea este colectată la bugetul local. Pe legislația nouă se gândește altfel ca această sumă sau sumele din amenzi să meargă către organele locale de unde și-au domiciliul contravenienții, dar asta este altă problemă, o discutăm altă dată. Încasarea nu putem spune că este chiar această cifră. Nu este problema Poliției Locale încasarea amenzilor, dar în schimb, după cum spuneați, această sumă de 2.200.000 este mare și trebuie să spun cu regret pentru cei care primesc amenzi că este dublă față de trimestrul anul trecut. Se explică prin faptul că anul trecut a fost votată de către Consiliul Local o hotărâre de Consiliul Local HCL 260 care prevede sancțiuni mai mari și pot spune că e un lucru bun pentru că până anul trecut lucram în ghilimele cu amenzi de 40-50 de lei pentru o abatere contravențională pe care deseori o săvârșeau cei certați cu legea. 40-50 de lei, care vă dați seama că unii deja se abonaseră la aceste amenzi, spuneau că le mai dăm și mâine una, că același lucru îl fac. Sau dăm astăzi 3 și să nu te mai vă vreo jumătate de oră pe preajmă. Acum, trecând la un minim de 700 de lei, vă dați seama că cam îi strânge cureaua pe cei care greșesc și am avut câteva concluzii în urma analizelor și cam nu prea se săvârșesc des contravențiile care au acest cuantum de amenzi. Aveți idee care a fost cea mai mare amendă pe care ați dat-o dumneavoastră cei de la Poliția Locală unui gălățean?
Sunt amenzi mari la disciplina în construcții și la protecția mediului. Am avut amenzi de 50.000 de lei și chiar contestate și câștigate de poliția locală în instanță. Am parcurs și eu materialul pe care l-ați trimis dumneavoastră către presa gălățeană, buletin de presă 15 aprilie 2019. Se pare că cea mai multă treabă au avut-o cei de la ordine publică. Aceștia au aplicat aproape 5.000 de sancțiuni în valoare totală de 1,4 milioane de lei. În plus, 43 de fapte cu caracter penal. Ce au greșit gălățenii cel mai mult? Este normal să fie așa. Ordinea publică reprezintă peste 60% din personalul poliției locale Galați și, conform legii de organizare și funcționare, cam principalul atribut al poliției locale este tocmai acesta, ordinea și siguranța publică, siguranța rutieră și după aceea celelalte domenii de specialitate, disciplina în construcții, controlul comerțului și protecția mediului și altele. Într-adevăr, ordinea publică reprezintă acei polițiști locali care îi vedem pe stradă îmbrăcați în uniformă, în patrule pedestre sau patrule auto. Ei sunt împărțiți pe cele 5 secții de poliție, pe principiul arondării existente la Poliția Municipiului Galați și vreau să vă spun că pe un schimb de tură, pe o tură de 8 ore, însemnând schimbul 1, 2 și 3, avem cel puțin 10 patrule de ordine publică care patrulează permanent în cartiere zone de risc stabilite de noi de conducerea Poliției Locale Galați și locurile unde de regulă se comit contravenții sau infracțiuni. Aceste patrule adunat cu cele 3-4 patrule de poliție de siguranță rutieră și una de intervenție rapidă, asta înseamnă că avem pe un schimb de tură cel puțin 5-6 patrule pe tot municipiul care patrulează în zona de competență și cred că îi și vedeți des pe străzi. 5-6 patrule? 5-6 patrule de ordine publică. Păi nu sunt puține pentru tot municipiul? Păi nu sunt. Deci noi acționăm, deci 5-6 patrule înseamnă mai de ordine publică. Asta înseamnă 12 oameni plus 6 la rutieră 18 plus 6 la intervenție rapidă un echipaj complet, 24 pe tura de serviciu. Deci din cei care fac această treabă permanent. Avem și alte forțe care le ținem la dispoziție și le trimitem numai atunci când trebuie. Mult sau puțin, asta este organigrama poliției locale, ea este repartizată forța aceasta conform legii de un polițist local la 1000 de locuitori și nu putem spune că e mult sau puțin. Ar trebui să cumva să analizăm numărul de polițiști locali în funcție de situația operativă, de prezența unei etnii într-o anumită zonă, de, eu știu, tradițiile, obiceiurile comunității, dar din păcate legea spune foarte clar un polițist local la 1000 de locuitori. Am înțeles. Și când a spus că cei de la ordine publică au dat 5.000 de sancțiuni în primul trimestru, la ce se referă aceste sancțiuni? Adică ce au greșit gălățenii cel mai tare? În principal, polițiștii locali de la ordine publică aplică actul normativ, legea 61 din 1991 reactualizată, care se referă la ordinea și liniștea publică. Mai nou, cei de la ordine publică, parte din ei, au fost atestați, să spunem așa, și pentru a aplica sancțiuni la circulația rutieră. Pe acest principiu merge și Poliția Națională, nu e nici fel de problemă. Și câțiva din ei, 4-6 polițiști locali din 25, pot aplica sancțiuni și la circulația rutieră. De ce am făcut acest lucru? Pentru că nu putem să ne mândrim cu municipiul Galați, că e un oraș, eu știu, disciplinat în ceea ce privește circulația rutieră și cei de la serviciul rutier nu erau suficienți pentru a face un pic mai multă ordine în municipiul Galați pe acest segment. De exemplu, dacă eu merg pe stradă și arunc gunoi pe jos și mă vede cineva de la poliția locală, poate să vină să mă amendeze? În toate cazurile, deci tot ce înseamnă, așa cum spuneam, prin adoptarea acestei hotărâri de Consiliul Local 260, aici sunt foarte clare faptele. Plecând de la aruncarea unui rez de țigară, plecând de la aruncarea unui pahar de cafea, de plastic, plecând de la aruncarea unui ambalaj de Eugenia sau napolitană, amenzile sunt foarte mari. Și vă spuneam, sunt minime de 700 de lei, conform legii 203, se
poate plăti jumătate din minim în 15 zile, 350, dar și 3 milioane jumătate e destul de mult. Dar nu încearcă contravenientul să negocieze cu polițistul? Hai, domnule, mi-a scăpat țigara pe jos, de fapt n-am terminat-o, eu vreau să mai fumez din ea. Este adevărat că după... Adică se aplică aceste amenzi până la urmă, domnule? Da, cum să nu? Deci, așa cum spuneam, după adoptarea acestei hotărâri de Consiliul Local, văzând că totuși cuantumul amenzilor sunt destul de mari, am încercat și chiar facem lucrul ăsta. La prima abatere, prima contravenție, aplicăm acel avertisment. Avertisment pe proces verbal însemnând ca și pedeapsă principală. Din totalul de cele, din, așa cum spuneam la început, din totalul de 7.000, peste 7.100 de amenzi de sancțiuni contravenționale, peste 10-12% sunt avertismente. Deci clemența organului de constatare este foarte clară. Vă dați seama că prima sancțiune este avertismentul. A doua abia începe cu partea pecuniară. Și polițistul local, organul de constatare, are la îndemână această ordonanță de ordonanța Guvernului 2, care se referă la aplicarea contravențiilor și discerne, în funcție de condițiile în care se comite fapta, comportamentul contravenientului și altele, și atunci aplică sancțiunea de avertisment sau amendă gradual în funcție de, așa cum spuneam, condițiile în care se produce. Am remarcat în buletinul dumneavoastră de presă faptul că ați vorbit despre sancțiuni aplicate pentru cei care consumă, citez acum, băuturi alcoolice în alte locuri decât cele special amenajate. Ce înseamnă asta? Da, în această perioadă, în trimestrul 1 fiind luni de iarnă, nu putem spune că am avut foarte multe sancțiuni la aceste abateri, dar începând de acum cu timpul, eu știu, călduros, spuneam noi, sezonul estival, avem în cartiere grupuri de tineri care de obicei după orele 21-22 și mai departe până spre orele chiar de dimineții, frecvent consum alcool și de la consum de alcool până la... Păi și ce, n-au voie să bea oamenii săraci dacă se duc la o terasă? Absolut deloc. Legea e foarte clară, deci nu ai voie să consumi alcool pe domeniul public decât în locuri special amenajate. Adică eu dacă merg cu o bere pe stradă, vă întreb, chiar nu știu, merg cu o bere pe stradă, asta înseamnă că am încălcat legea? Da, sigur vei fi sancționat. Când vorbesc că merg cu o bere pe stradă și că beau pe stradă, nu înseamnă că sunt la volan, da? Nu, am înțeles, da. Atunci când consumați chiar și bere în locuri în domeniu, pe domeniul public, cum spuneam, dar nu în locuri amenajate. Deci ce ar însemna să meargă toți cu berea, toți cetățenii Galațiului, cu câte o sticlă de vin în mână? Acum adică... trebuie să vă spun, eu chiar mă și vedeam pe faleză mergând așa cu o bere. Nu mi se întâmplă mie să merg pe acolo să beau bere, da, deci, dar spuneți că nu e alcool, se consumă numai în locuri special amenajate. În speță, am mai aflat un lucru nou, deci nu avem voie să mergem pe stradă și să bem bere. Este adevărat. După ordine publică am văzut polițiștii de la rutieră au avut cea mai multă treabă, 1800 de sancțiuni însumând 514.000 de lei. Asta ce înseamnă? Viteză, centură, vorbit la telefon, ce este asta? Serviciul de siguranță rutieră de obicei aplică sancțiuni prevăzute de ordonanța de urgență 195, tot ce înseamnă pe circulația pe drumurile publice, de la oprirea, staționarea în locuri interzise, am avut, bineînțeles, și consum de alcool și infracțiuni la această ordonanță, tot ce înseamnă abateri legate de circulația rutieră. Absolut. Eu știu, circulația cu autovehicule pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis, circulația cu autovehicule care au mai mult de 5 tone, legat de taximetriști, taximetriștii din cei care fac taximetrie fără atestat profesional și altele. Să vorbim noi și despre situația Știți foarte bine că de fapt și de drept acesta este principalul motiv pentru care v-am invitat la emisiunea noastră de astăzi. O să vreau să vorbim la un moment dat despre ceea ce s-a întâmplat cu acei taximetriști care au bătut de au snopit un tânăr. Până atunci s-a rezolvat problema cu parcarea la tribunal, cu parcarea la liceul pedagogic. Dacă țin de minte, la emisiunea trecută dumneavoastră chiar reclamați faptul că parchează foarte mulți părinți în fața liceului pedagogic. Acum au o parcare în spate. S-a rezolvat problema?
Da, am avut ca priorități, începând de anul trecut, dar și de la începutul acestui an, zonele mai, eu știu, care chiar arătau urât, zona din limitrofa Palatului de Justiție, zona Liceului Pedagogic, zona Pieței, strada Traian. După cum ați constatat, acolo este destul de multă ordine. Nu se mai parchează în acel mod care îl cunoșteam, haotic. Avem parcările amenajate. Chiar și la Palatul de Justiție se poate parca în zona Casei de Cultură și nu mai vorbesc de Liceul Pedagogic, în spate e o parcare generoasă. Dar cum ați rezolvat problema cu acești oameni care parcă obișnuiau să parcheze în fața Liceului Pedagogic? Ați stat de vorbă cu ei sau ați plantat acolo un coleg de la poliția locală și a amendat oameni? Am început prin a avea acolo patrule permanente. Bineînțeles că am început cu acele notificări, invitații la poliția locală și le-am explicat că parcare, știau și dumneavoastră că este interzisă, este logic, dar le-am explicat că sancțiunile sunt mai mari ca în perioadele anterioare, apărând și acest HR 260. Oamenii au înțeles și cred că, nu știu, ceva s-a întâmplat și în conștiința celor care de obicei parcau neregulamentar, pentru că, după cum ați văzut, în piață este ordine, la Palatul de Justiție este ordine, la Pedagogic este ordine. Am văzut că la Palatul de Justiție acolo aveți în permanență unul, doi oameni care stau. Chiar că și sunt că de dumneavoastră, că sunt de la rutieră. Am văzut chiar și când nu mai avem, nu se mai parchează neregulamentar. Deci atunci când se parchează așa cum știm noi că nu este bine, avem anumite sisteme de monitorizare, în special camere, și atunci când observăm ceva, mergem și, și cât, înlăturăm. Cât este amenda pentru o parcare într-un loc de acesta interzis? Pe ordonanța de urgență 195, amenda este de 290 de lei și 2 puncte, iar pe hotărârea de Consiliul Local este 700 de lei minim, cu posibilitatea de plată în 15 zile, a jumate din minim, însemnând 350 de lei. Păi și fără care puncte. Pe care o aplicați dumneavoastră? De regulă, siguranța rutieră o aplică pe cea de la ordonanța 195, iar cei de la ordine publică, hotărârea de Consiliul Local. Deci dacă eu parchez anapoda, ar trebui în cazul acela să mă rog să mă prindă cineva de la... Sunt situații la limită, adică ele se interferează puțin, dar nu în totalitate. Deci sunt distincte cele care sunt pe ordonanță 195 și cele care sunt pe HCL, dar sunt asemănătoare. Acum depinde ce preferați. Vreți să luați un cuantum mai mic de amendă și două puncte sau un cuantum un pic mai mare și fără puncte. Depinde ce... Ca să spunem așa, nu e la alegerea dumneavoastră, dar... Am observat în comunicatul pe care l-ați remis presei faptul că vorbiți despre o creștere cu 25% a infracțiunilor constatate în flagrant, cele mai dese fiind furturile, consumul de substanțe interzise, aici vorbim despre droguri, da? Și portul de armă albă, cuțite. E adevărat. Am ajuns la acest capitol și nu pot să nu vă întreb cât de extins este acest fenomen al consumului de substanțe interzise în Galați. Să fac așa o statistică, anul trecut poliția locală a avut circa 200 de constatări. Aceste constatări le avem de regulă în zonele pe care le cunoaștem, acolo unde de regulă se consumă sau se trafică aceste substanțe interzise. Ele pornesc de la acele spice-uri etnobotanice, dar merg și mai departe către marihuana și poate chiar alte substanțe, droguri de mare risc. Recent am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții brigăzii de crimă organizată din Galați. Noi avem aceste constatări frecvente și am încercat cu dumneavoastră să stabilim concret care sunt modalitățile de cercetare, de identificare, ce ar trebui să facem noi, până unde să mergem cu verificările și de unde să le dăm dumnealor în lucru aceste constatări. Pentru că, după cum știți, poliția locală nu este competentă de a cerceta aceste fapte, ci doar colegii de la Poliția Națională sau de la Brigada de Crimă Organizată. Dacă am avut 200 anul trecut, iar acum avem din cele 100 de infracțiuni mai mult de 40% de acest gen, putem trage concluzia că la Galați există un oarece, nu e fenomen, e oarece, eu știu, trafic și consum. Nu suntem o zonă, după câte cunosc și din cooperarea cu ceilalți colegi, nu suntem o zonă, eu știu, ieșită din comun, dar putem trage un semnal de alarmă, în special asupra segmentului de minori și tineri.
Dar există vreun serviciu specializat la dumneavoastră, la colegii de la Poliția Municipală sau de la județ care să se ocupe de partea de prevenție? Sigur că există, știm că există acea Agenție Națională Antidrog, avem și noi o structură locală. În afară de aceasta, toți polițiștii de la Poliția, toți polițiștii de la Poliția Națională și noi avem deseori întâlniri în școli, grupuri de tineri unde le explicăm ce înseamnă și acest lucru. Deci există activități preventive, nu știu cât de bine sunt ele organizate, dar vă dați seama, cât ar fi ele de multe, tot nu ar stopa acest fenomen, să-i spunem așa, pentru că sunt atrăgătoare. Și le vedem în filme, le vedem pe stradă, le vedem și în alte țări și vă dați seama că au o anumită atracție către minori și tineri, din cei care nu sunt îngăviciați. Da, nu știu, mie mi-ar plăcea la un moment dat să fie mult mai prezenți acești colegi de dumneavoastră care se ocupă cu partea de prevenție. Eu o spun, am mai spus-o, aveți colaborare cu stația noastră de televiziune, absolut dezinteresat, vă punem la dispoziție timp de antenă pentru aceste campanii de prevenire a consumului de substanțe interzise, pentru că mi se pare că mult mai ușor este să faci o astfel de campanie de prevenire și mult mai greu este după aceea să identifice acele persoane care consumă, persoane care, știu eu, fac trafic cu astfel de substanțe. Substanțe realmente periculoase. Știu că Poliția Județeană și Brigada de Crimă Organizată au asemenea programe, proiecte de prevenție. Noi le facem, nu este atributul nostru, le facem pur și simplu prin natura a ceea ce găsim în stradă. Se fac, dar vă dați seama că nu sunt atât de, eu știu, la curent ca să vă dau... Da, am înțeles. Spuneți că avem o creștere și a cazurilor de persoane asupra cărora s-au găsit arme albe. Putem trage concluzia că Galațiul e o zonă care a devenit ceva mai puțin sigură? Nu știu dacă putem concluziona acest lucru, dar spre, eu știu, sau, ca să spun așa, cadrul legal nu mai este cel care a fost. Înainte, legea numărul 61 din 91 prevedea infracțiuni foarte clare la portul de cuțit în toate condițiile. Acum portul de cuțit se pedepsește ca și infracțiune doar în anumite zone, cumva, sau în anumite locuri, trebuie să îndeplinească niște condiții obligatorii. Deci portul de cuțit pe stradă, de exemplu, nu se mai pedepsește ca infracțiune, ci numai în locuri publice, în instituții, în cam de genul ăsta. Și atunci noi, această reglementare sau, eu știu, interdicție de a purta cuțit nu mai este cum era înainte reglementată pe legea numărul 61. Așa o văd eu. Păi de ce a schimbat legiuitorul această lege? Probabil că și portul... Adică e mai grav să intri cu un cuțit mare într-o instituție, dar dacă mergi pe stradă și începi să dai în dreapta și în stânga, ai mai puțin... Am avut explicații de la cei pe care i-am cercetat anterior și oamenii declarau că, domne, port acest cuțit pentru că este îl port pentru a fi folosit, eu știu, la masă, la tăierea unui aliment și până la urmă pot fi și cazuri din asta, vă dați seama că îl poate avea în sacoșă. Vă dați seama că glumim acum la această emisiune, dar nimeni nu o să meargă cu dita mai cuțitul cu gândul că poate o să mă duc și o să mănânc o friptură. Din păcate, legislația nu că nu interzice, nu pedepsește în anumite condiții acest sport de cuțit. Și ca atare, nu știu, ar trebui totuși, sunt convins că, deci știu că Ministerul de Interne a luat act de aceste neconformități ale legii și au făcut multe propuneri, încă nu s-a ajuns la, eu știu, la un standard ca să iasă un act normativ mai bun, dar acest articol din Codul Penal, 372 parcă, nu este suficient pentru a, eu știu, a interzice, pur și simplu a împiedica să porți un cuțit. Cât este de la portul cuțitului până al folosi? O distanță foarte mică, chiar un fir de ață uneori. Dar spuneți-mi, vă rog, în momentul în care identificați pe cineva care în mașină are o bâtă de aceea, cum aveau taximetriștii care l-au bătut pe acel tânăr? Toată lumea știe, în această perioadă, Galațiul a reușit să stea în topul știrilor de eveniment printr-o știre prin care un tânăr s-a certat cu un taximetrist, acela și-a chemat colegii și la un moment dat l-au bătut, nu știu câți erau acolo, dar erau o grămadă de oameni care l-au bătut pe tânărul acesta care tocmai împlinise vârsta de 19 ani. Ce m-a speriat pe mine că toți taximetriștii, sau mă rog,
mulți dintre taximetriștii veniți chipurile să aplaneze conflictul, au ieșit din mașină cu câte o bâtă. Da, din imagini se observă și folosirea acestor instrumente. Sigur de, că da. Spun ei, de autoapărare. Am găsit și noi de mai multe ori în autoturisme, nu neapărat la taximetriști, și la alți conducători auto, prezența acestei arme albe, acestui obiect de apărare, spun ei. Din păcate, el nu poate fi, persoana nu poate fi sancționată dacă doar o are în mașină, poate fi sancționată atunci când o folosește. Sau, eu știu, intră cu ea în anumite, cum spuneam, locuri publice, evenimente sau instituții. Acel caz despre care spuneți dumneavoastră, într-adevăr, a șocat poate un grup mare de oameni sau chiar mai mult, pentru că nu s-a justificat în niciun fel acel mod de a tranșa problema, în ghilimele. Deci acel tânăr, indiferent ce ar fi făcut el, și după cum s-a văzut din imagini și din ce cunoaștem și noi, nu a făcut ceva atât de rău, deci nu se justifică sub niciun fel acea stare de agresivitate. Și uneori stai și te gândești cât de mică e diferența între om și animal. Deci nu se poate un grup atât de mare de persoane să-l lovești pe unul care era totuși în inferioritate și nu se putea apăra, să-l lovești în acest mod. Da, explicați-mi și mie, că eu nu înțeleg. Am văzut o grămadă de materiale și la un moment dat unul dintre taximetriști a explicat în fața camerei: da, domnule, noi avem un cod, parcă 00, moment în care cei care se află în mașini vin și ne ajută să aplanăm conflictul. Așa a explicat acel taximetrist. Au venit oamenii și au început să îl bată pe acel tânăr. Vă întreb, de ce trebuie să existe un cod de ajutorare al taximetriștilor când au la îndemână și ei, pentru caz de autoapărare, serviciul 112? Este corect. Deci singurul cod legal care ar trebui să fie și în mintea dumnealor trebuie să fie 112, nu 000 sau ce codul meu dumnealor. Greșit. Ei, acum știm și noi că sunt o categorie, cumva spunem noi, care și această categorie poate fi violentată. Au fost cazuri de taximetriști care au fost chiar uciși de călătorii care au avut în mașini, dar asta nu se justifică că trebuie să-și facă singur dreptate. Acest cod care a fost apelat și de acest taximetrist și după aceea s-au strâns mai mult de 10 și l-au lovit pe acel tânăr, părerea mea că ar trebui să fie scos din uz de către administratorii firmelor de taxi sau pur și simplu să le interzică, pentru că nu au voie să facă acest lucru. Eu știu, din fericire sau nu pentru ei sau pentru noi, Poliția Locală Galați a avut un caz asemănător acum câteva zile, după acest eveniment. O patrulă de poliție locală a mers la un taximetrist oprit într-o zonă interzisă, a parcat, și i-a solicitat actul de identitate, certificatul, bineînțeles, permisul de conducere, și l-a întrebat de ce stă într-un loc neregulamentar. El a spus că va lua un călător, nu știu cum motivează dumnealor, și cumva a avut atitudine agresivă la adresa polițiștilor, a proferat expresii genitoare la adresa instituției, a polițiștilor locali. Aceștia și-au făcut meseria, în speță i-au luat actele și i-au încheiat acel proces verbal de sancțiune pentru parcare neregulamentară. Acest domn taximetrist a făcut același cod, spuneți dumneavoastră, că nu știu exact cum se face, sau ați auzit. Da, și în sprijinul lui, deci vă dați culmea, el era oprit de o patrulă de poliție, în sprijinul lui au venit și alți doi taximetriști. Bineînțeles cum că, de față cu poliția, domnul și-a chemat colegii spunând că este în pericol. De față cu poliția n-a fost de față, dar bineînțeles că și-a dat seama atunci când au venit mai mulți taximetriști. Și atunci poliția locală, patrulă de poliție locală a apelat în situații foarte clare, acea patrulă care o avem sau echipajul de intervenție rapidă, am venit, am luat măsuri un pic mai dure, dar tot procedurale, de a-i conduce la sediul poliției locale. Ce înseamnă măsuri mai dure? Măsuri mai dure însemnând încătușarea, conducerea la sediul poliției locale, conducerea forțată la sediul poliției locale și sancționarea pentru tulburarea ordinii publice, pentru proferarea de expresii genitoare și pentru alte contravenții pe care le-au comis. Așa că nu e atât, deci în această situație nu prea a ținut acest cod. Au fost conduși toți forțat la sediul poliției locale, unde au fost sancționați.
și spre supoarea mea, acea persoană a venit și în audiență și a cerut explicații de ce s-a întâmplat acest lucru. Și am explicat că dumnealui avea la îndemână acel 112, în situația în care se simțea abuzat de către patrula de poliție locală, veneau colegii de la Poliția Națională, îi instrumentau, sau de la jandarmi, instrumentau situația care era și nu schemi colegii în ajutor, pentru că efectiv nu era nevoie de ajutor. Dânsul începuse acest conflict, nu noi. Deci asta s-a întâmplat după cazul cu taximetriști. Da. O să vreau să continuăm discuția noastră despre subiectul acesta, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Bună seara! Am revenit la Deschide Lumea împreună cu invitatul pe care l-am în această seară, domnul Petrică Hahui, director general în Poliția Locală Galați. Bună seara încă o dată! Bună seara! Am vorbit în prima parte a emisiunii despre buletinul de presă pe care l-ați înaintat către presa gălățeană. 7100 de sancțiuni contravenționale a dat Poliția Locală în primul trimestru al anului 2019, iar înainte de pauza publicitară vorbeam despre acea întâmplare nefericită. Un grup de taximetriști a bătut acel grup un tânăr care venea de la o petrecere. Și a spus dumneavoastră că imediat după acest eveniment ați avut și dumneavoastră poliția probleme cu niște taximetriști. Ați vrut să amendați un taximetrist, iar acela a dat prin stație un cod prin care a chemat alți taximetriști să-l ajute. Deci, până la urmă, băi, cât de legal este o astfel de formă de ajutorare? Da, cazul a fost asemănător cu cel care l-ați prezentat. Într-adevăr, și eu am rămas surprins când am văzut speța respectivă. Este clar, ei au un sistem de sprijin și cred că și de autoapărare. Așa cum spuneam și anterior, și în rândul lor au fost situații când au fost agresați de către cei care i-au luat pentru a-i transporta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-și facă singuri. Domnul Hahui, acum ce să vă spun? Și în presă există o grămadă de reporteri care au fost agresați în momentul în care au încercat să-și facă meseria pe teren. Asta ce înseamnă? Să facem și noi un cod al nostru, al jurnaliștilor, și la un moment dat când aflăm că unul este înjurat, împins, să vină toți jurnaliștii cu trepieduri să înceapă să se ia la bătaie? Sau să facă cei de la șantierul naval Dam în Galați un cod prin care să vină toți cu bătele să se bată? Păi nu creăm un precedent periculos? Ați atins foarte bine subiectul, așa este. Deci nu au nicio legătură una cu alta, trebuie să-și au un singur mod de a ieși din situație, adică anunță prin 112 situația de urgență care o au, vine Poliția Națională, jandarmii sau noi și stabilim situația la fața locului. Total greșit și cred că și administratorii acestor firme de taxi, de transport persoane, public de persoane, ar trebui să se cumva să se sezizeze în oficiu și să vadă, bănuiesc că știu ce înseamnă acest cod, această chemare pentru a se ajuta reciproc. Știu că conducerea primăriei Galați a luat act de această situație deplorabilă care s-a întâmplat prin agresarea acelui tânăr de un număr mare de taximetriști. Știu că atunci când sau vor fi invitați acești administratori la sediul primăriei pentru a discuta cu dumnealor, pentru că ei au un rol activ în educarea acestor conducători auto, bănuiesc că au niște proceduri din care trebuie să emane educație, bun simț, condiții de transport normale. Adică să nu fumezi în mașina de taxi. Da, mă rog, asta nu ține deja de modul în care îți prezinți serviciile către potențialul client. Dar mi-e greu să cred că administratorul unei companii de taxi nu știa că între angajații domniei sale se află și această procedură, formăm codul 00 și toată lumea se duce acolo chipurile să aplaneze un conflict. Dar când te duci să aplanezi un conflict cu băta de baseball, parcă încep să mă gândesc că scopul nu era ăsta de a plana conflictul. Iar când am văzut și imaginele cum un singur băiat este bătut de câți erau ei acolo, habar n-am. Doamne, vă spun, e greu, e o imagine greu de șters de pe retină. Acum, cazul confirmat este că au venit ei și în situația în care a fost chemat de un coleg de-al lor atunci când poliția locală lua o măsură împotriva lui. Vă dați seama până unde au ajuns.
Ideea este că aș vrea să cred că sunt... Trebuie să iasă și la dumneavoastră cu buntele, aș vrea nu? Să cred că sunt cazuri izolate și cred că așa sunt și sunt convins că administratorii de aceste societăți de transport public de persoane vor face ceva în acest sens, mai ales că primăria a spus clar că vor avea grijă atunci când le emit acele licențe de transport, vor ține cont și de cumva de antecedentele pe care le-a avut societatea. Am înțeles. Nici bine nu s-au stins ecourile acestei știri. Am văzut zilele trecute o altă știre desfășurată, e drept, la Brăila de data aceasta, dar personaje principale niște gălățeni, doi gălățeni care au spart o mașină, au furat vreo 500 de mii de lei din acea mașină, o spargere care a avut loc în doar 60 de secunde, dacă am înțeles bine. Cum priviți dumneavoastră ca polițist o astfel de întâmplare? E vorba de o întâmplare care a venit pe, în urma unui pont? Adică de unde știau oamenii aceia că trebuie să spargă acea mașină într-un interval de timp atât de scurt? Că a fost polițist și vorba aia din schimbul de relații cu colegii mei de la Poliția Națională și din experiența pe care o am, știu că aceste grupuri de infractori, de hoți, în special comit infracțiuni de regulă în alte localități decât cele de domiciliu, pentru că acolo sunt cunoscuți. 100% aceste infracțiuni se comit la pont atunci când sunt informați, atunci când își pregătesc foarte bine această activitate infracțională. După cum ați și remarcat, speța a durat foarte puțin, în sensul că au fost foarte bine pregătiți. Să știți că în foarte multe cazuri autorii sunt identificați, pentru că și poliția română are la îndemână destul de multe instrumente de a-i descoperi, începând de la metoda cunoașterea populației, investigația, informația de la cetățeni și mai departe, acolo unde știm că îi putem localiza prin sisteme electronice sau informatice specializate. Deci să știți că nu rămân nepedepsite. În schimb, ele au existat, există și vor exista, pentru că e un mod mai ușor de a produce bani. Și vă dați seama că nu o să fie nici primul, nici ultimul. Vă spuneam și la emisiunea trecută pe care am realizat-o împreună cu dumneavoastră, vă spun și acum, mi-ar plăcea ca poliția locală, numiți dumneavoastră furnizor de siguranță publică, mi-ar plăcea să fie mai vizibilă în spațiul public, nu credeți? Da, cred că acest lucru s-a făcut, dar se poate face mai mult. Acum vreau să vă zic că în ultimii 2 ani atât de mult s-a lărgit aria, eu știu, competența poliției locale pe lege, pentru că cetățenii deseori vin și se sesizează multe lucruri la poliția locală. Lasă seama că vis-a-vis de perioada anterioară s-a dublat numărul sesizărilor. Cetățenii bănuiesc că ori au mai multă încredere în poliția locală pe anumite chestiuni pe care dânșii le reclamă. Blocarea garajului, blocarea mașinii, animalul de companie plimbat și lăsând mizerie în urma lor, aruncare de gunoaie, tot ce înseamnă disciplina în construcții, reparații, blocuri și altele. Deci avem foarte multe sesizări la dispecerul poliției locale, avem multe prin acea platformă, aplicație CTA, pe care o cunoașteți, și unde poliția locală are un rol activ și un număr mare de sesizări vin către noi pentru a fi rezolvate, și în aceste condiții cumva simțim uneori că nu ne mai ajung oamenii. Aceeași situație și la Poliția Națională, cunosc foarte bine. Deci nu întotdeauna ai la îndemână un segment uman atât de generos. Și în condițiile astea trebuie să vezi cum faci, și în condițiile în care primăria solicită mereu sprijin pentru fluidizare, asfaltări, toaletare copaci, zone unde se construiesc anumite edificii sau vă dați seama că trebuie să zilnic să fii în dinamică și să împarți segmentul uman așa cum poți ca să reușești. Dacă am face numai ordine publică, dacă am face numai siguranță rutieră, probabil că avem mai mulți oameni în stradă, dar având în competență și tot ce înseamnă control comerț, tot ce înseamnă protecția mediului și disciplina în construcții, vă dați seama că și aici trebuie să... Ar trebui lucrat un pic la partea de resursă umană. Când am spus că mi-ar plăcea să vă văd mai des pe stradă, știți că nu este numai o părere personală. Chiar și primarul Puchianu, la întâlnirea pe care ați avut-o dumneavoastră la începutul anului,
a vorbit despre acest lucru atunci când ați implementat sistemul de monitorizare pentru 30 de mașini ale poliției locale. Și spuneați dumneavoastră atunci că acest sistem vă va permite să trimiteți echipajele de poliție acolo în nevoie mult mai repede. Iar în replică, domnul Puchianu a vorbit despre o monitorizare a lucrătorilor din poliție. Citez acum: acest sistem nu urmărește ca polițiștii să fie prinși, ci să conștientizeze că ar putea fi prinși. Cred că monitorizarea aceasta prin GPS va reduce acea psihoză sau murmur care era pe buzele gălățenilor. Domnule, știu eu un loc unde polițiștii locali stau ascunși și stau degeaba. Acum, prin modalitatea aceasta de supraveghere, timpii aceștia morți sau pretinși a fi morți vor putea fi observați în timp real de cei ce sunt în comandament sau de cealaltă parte a camerelor. Am încheiat citatul. Iată, vedeți că... Da, este clară treaba. Cum să... vreau să au existat reclamații. Cu toată răspunderea, deci acum toate echipajele de poliție sunt monitorizate și știm exact ceea ce fac. Dispeceratul este în măsură în fiecare... secundă să vadă acolo unde se deplasează echipajul de poliție locală. Nu spun că n-ar putea să se deplaseze și într-o zonă unde ar avea timp morți, dar de când am instalat aceste sisteme de monitorizare, sigur ei nu mai au acei timp morți nici ziua, nici noaptea, pentru că tot timpul sunt în privirea dispecerului și el vede exact unde se mișcă acea patrulă de poliție. Mai mult, noi avem un plan de ordine și siguranță publică care prevede foarte clar itinerarii de patrulare predestinate. Știm exact ce are de făcut patrula de la secția 1, care e codificată OP1. Știm exact pe unde trebuie să meargă. Are un circuit foarte clar ce zone trebuie să atingă. Zone, vorbesc de risc. Acolo știm noi că se întâmplă de obicei lucruri ilegale. Și atunci când se abade la acel traseu, imediat dispecerul atenționează și zice: ce căutați acolo? Mergem la o sesizare sau la o plângere? Am înțeles, rezolvați-o și reveniți la traseul normal. Acest sistem ajută foarte mult, poate și pentru monitorizarea polițiștilor. Deja am ajuns la un alt nivel de conștientizare a muncii, numai ce a fost, dar în principal este foarte eficient atunci când trimitem patrula la un eveniment. Ajunge în timp foarte scurt pentru că pur și simplu îl vezi unde se mișcă. Spuneți-mi, vă rog, există, așa cum se tot spune prin spațiul public, că dumneavoastră aveți misiuni pe care le dați colegilor din poliția locală pentru a realiza o normă de amenzi într-o anumită perioadă? Așa cum explicam, nu există niciun fel de normă de amenzi nici la noi, nici la Ministerul de Interne. Vin de acolo și știu foarte bine. Poliția locală are la îndemână un modul de indicatori de eficiență. Acești indicatori de eficiență sunt cumva împărțiți pe mai multe domenii. Cel mai important domeniu este domeniul preventiv. Aici însemnând că fiecare polițist este ghidat să aibă un set de activități preventive pe care noi chiar le analizăm și le sunt măsurabile. După aceea trecem la segmentul de constatare a contravențiilor. Este logic că atunci când facem o evaluare, analizăm foarte clar ce face o patrulă de poliție, mergem până acolo încât analizăm activitatea fiecărui individ, fiecărui polițist local. Vedem fiecare ce a făcut într-o tură de serviciu. Mai mult, mai nou, poliția locală are un sistem informatic unde fiecare polițist își introduce activitatea când termină programul, cum ați văzut și în filme. Vii la sediu, îți introduci procesele verbale de sancțiune, alte documente care le întocmești și acel raport de activitate. Oricine dintre noi din conducere putem vedea ce a făcut polițistul local X printr-o apăsare de tastă. Și normal că... Și nu e mai bine privit polițistul X dacă a dat 70 de amenzi față de polițistul Y care n-a dat decât 2? Păi facem un experiment. Trimitem 2 polițiști pe aceeași stradă, care o cunoaștem că este caracterizată de multe fapte contravenționale, plecând de la parcări neregulamentare, de la, mizerie, de la grupuri, înjurături, consum de alcool și altele. Trimitem un polițist în aceeași zi, își face treaba, normal că sancționează și persoane, trimitem pe celălalt în aceeași zi din săptămână, vine cu 0.
ce ar însemna că celălalt a fost... Dar poate strada este chiar curată, poate strada e liniștită, nu sunt contravenienți acolo. Mi-aș dori în fie să ajung, să apuc aceste timpuri ca polițiștii să vină... Pornim de la prezumția de nevinovăție. Să vină în fiecare zi cu zero și orașul să fie așa cum ne-am dori. Dar vă dați seama că nu se poate. Acum am participat la niște întâlniri de lucru și cu polițiștii britanici. Văd și pot spune, poate cu regret, că sunt anumite zone din țară unde e mai multă liniște. Cunosc niște municipii din zona Ardealului, propriu zis, unde nu sunt atât de multe fapte contravenționale. Dar la Galați nu ne putem să ne lăudăm că avem un oraș de liniștit. Atât timp cât avem această paletă de abateri contravenționale, de infracțiuni și altele. Și din legătura mea cu conducerea poliției județene, știu că și la ei același lucru, nu că suntem într-o creștere a fenomenului infracțional, ea este într-o zonă normală, să spunem așa, dar nu putem să ne rodăm cu o zonă atât de plăcută. Liniștită. De la acest punct de vedere. Am văzut că în buletinul dumneavoastră de presă ați vorbit la un moment dat despre faptul că personalul Poliției Locale Galați și-a atins obiectivele și prioritățile în primul trimestru al anului 2019. Care sunt obiectivele și prioritățile în perioada imediat următoare? Deci în următoarea perioadă știți foarte bine că avem aceste măsuri de ordine destul de importante privind sărbătorile religioase. Prima activitate o avem la sărbătoarea de flori, atunci când știm că gălățenii ies în locurile unde se pot consuma produse din pește, se consumă și alcool, unii ies la plimbare, unii vor liniște, unii vor muzică. Păi și ce faceți dacă la Florie acum o să ia cineva și o să bea pe faleză, îi amendați? În locurile aprobate de către Comisia Specială înființată la nivelul primăriei Galați, prin legea 60, sunt locuri și evenimente unde se poate consuma și alcool. Am înțeles. Sunt zone unde nu, sau locuri unde nu. Avem, începând cu vineri, avem activități legate de acest festival al Scrumbiei, pe faleza inferioară a Dunării. Este primul an când se face spectacol jos pe faleza inferioară și nu avem experiența anilor trecuți ca să știm ce personal trebuie să să delegăm în zona respectivă ca să facem față, privind ordine publică, control, comerț, mediu și altele. Sper să ne descurcăm cu sprijinul poliției municipale și a jandarmeriei. De asemenea, după aceea avem sărbătorile pascale foarte importante, cred că cele mai mari sărbători din an, unde trebuie să asigurăm toate lăcașurile de cult și anumite cimitire unde știm că sunt frecventate de anumiți gălățeni, uneori unii dintre ei certați cu legea. După aceste sărbători pascale... Parcă nu s-au mai făcut grătarile acelea în cimitire. Urmează, după sărbătorile pascale, urmează Paștele Blajinilor, când știm că tradiția gălățeană era să vină cât mai mulți în cimitir, să folosească acele aparate privind, eu știu, sau aparate de produs muzică la intensitate mare și acele celebre grătare. În ultimii 3 ani acest fenomen, pot să spun cu mândrie, a fost eradicat, deci nu mai avem niciun fel de situație de genul ăsta. Anul acesta ne concentrăm iarăși pe zona aceasta a Paștelui Blajinilor, în special duminică și luni, când știm că gălățenii merg la cimitire. O să fim în zonă și o să prevenim absolut orice act de genul acesta. După aceea avem sărbătorile sau zilele libere de 1 mai. Dorim ca pe 2 mai să deschidem, să lansăm, să deschidem acel program de măsuri estival 2019. Este la al 3-lea an când acest instrument de lucru îl avem la îndemână. Acest plan merge până în zona lunii septembrie. Știți că avem principale priorități asigurarea unui climat normal, corespunzător pentru gălățeni, pentru promenadă, pentru, eu știu, a-și petrece timpul liber. Zonele vizate sunt faleza inferioară, grădina publică, parcurile și alte zone domnească, dar anul acesta o să asistați și la alte activități, poate în premieră. Vom intra un pic și pe faleza superioară, acolo unde știm că autovehiculele parchează în zonă
zone total neregulamentare. Veți mai lăsa să mai parcheze gălățenii pe faleză? Îi vom lăsa să parcheze, nu îi vom lăsa noi, dumnealor trebuie să parcheze numai în locurile legal admise. Acolo unde zonele sunt interzise, adică unde e acel semn oprirea interzisă sau în zona trecerii de pietoni, cu regret le comunicăm că vom fi zilnic în zonă și nu îi vom lăsa să parcheze acolo. Nu că am vrea noi neapărat să atât de mult să respecte această legislație, ci știți foarte bine că prezintă un risc rutier destul de mare în zona trecerilor de pietoni, pentru că efectiv nu ai vizibilitate și au fost accidente frecvente în zonă. Știți foarte bine. Vor fi invitați la sediul poliției, le vom explica. Părerea mea este că o să aveți o grămadă de explicații de dat, o să aveți o grămadă de oameni care vor contesta faptul că nu-i lăsați să parcheze pe faleză. Păi, legea e foarte clară în acest sens și nu știu de ce ar trebui să avem mult de lucru. Obișnuința Batovina. Obișnuința, avem experiența și celelalte zone, Palatul de Justiție, Liceul Pedagogic, Piața și cred că e, vă spun sincer, la trecerea de pietoni într-o zonă care o cunoaște de agrement, la o zonă de restaurant acolo, dacă nu treci în fugă, deci riști să fii lovit de mașină în orice clipă. Și chiar nu e normal, părerea mea. De ce? Pentru că traficul este blocat cu mașini care parchează neregulamentar și atunci... Domnul Petrică Hahui, director general al Poliției Locale Galați, vă mulțumesc mult pentru prezența în platoul de emisie. Vă urez succes în tot ceea ce v-ați propus să realizați în această perioadă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!